Mama unei eleve care învață la școala gimnazială numărul 13 din Râmnicu Vâlcea este revoltată de faptul că a fost anunțată despre modificarea programului abia vineri. Nemulțumiți mai sunt și alți părinți. Am primit mesaj la 13:04 minute pe telefon, cum că de luni ora 11:50 copilul meu intră online. Și eu lucram până la ora 16 astăzi. Am plecat de la muncă, după aceea s-au răzgândit pe ultima 100 de metri, acum nu mai facem decât o săptămână online. Eu cred că tot datorită mie că am scris și am spus că anunț și voi face demersuri și că îmi chem și că cineva m-a spus, sunt 100% sigură de asta, vreau să știu dacă e legal, corect, ca un părinte să fie anunțat vineri că de luni nu mai muncește. Și să vină școala la mine la muncă unde lucrez să anunțe șeful meu. Băi, vezi că intră online și dă-i salariu pe o săptămână, pe două, trei. Am fetiță care trebuie să o duc la creșă dimineața, trebuie să intru online cu cea de 7 ani. Unde? Cum fac să le duc? Și mai am încă o minoră în casă de 16 ani. Cum mă descurc singură cu 3 copii? Nu am soțul lângă mine. Soțul meu este bolnav, nu este lângă mine. Sunt singură pe lume. Ce fac? Nici eu nu am posibilitatea. Nici n-am cine să las. V-am zis de mâine, nici nu am cine să las. Nu avem altă soluție. N-am unde să-i bag. Deci ne-am căutat soluții. Vă spun sincer că eu am ales școala asta datorită faptului că n-am cu cine să cred las. Că dumneavoastră este o mamă singură. Este o mamă singură. Nu trebuie să ștergeți. Este o mamă singură care se chinuie. Eu plec cu copilul dimineața la ora când intră la școală și mă intru la ora 11 seara în casă cu el. Eu n-am altă posibilitate. Conducerea școlii susține că în data de 28 aprilie au fost anunțați de constructor să elibereze clasele. Din această cauză, elevii vor fi nevoiți să stea doar o săptămână acasă. Proiectul de reabilitare a început de la începutul anului școlar, din septembrie anul trecut. S-a lucrat la mansardă, iar acum urmează să se lucreze la etajul al doilea. Pentru a nu pune în pericol siguranța copiilor noștri, am luat decizia în Consiliul de Administrație al școlii ca pe rând fiecare clasă să intre câte o săptămână în online. Întreg etajul al doilea este în reabilitare și se închide, începând de mâine. Când ați anunțat părinții de această procedură? Joi a venit constructorul și ne-a rugat să eliberăm etajul al doilea. Noi am respectat procedura, am convocat Consiliul de Administrație al școlii, am informat inspectoratul școlar și împreună am luat decizia aceasta. Iar părinții care nu vor avea de astăzi cu cine lăsa copiii, cum vor proceda? Noi îi rugăm să ne înțeleagă, este vorba doar de o săptămână, am căutat soluții, inclusiv în biblioteca școlii se va învăța, pentru că nu avem spații fizice. Până la finalizarea lucrărilor, părinții caută soluții pentru a nu-și lăsa copiii singuri acasă.